Mai de nu la sunteți supărat pe Dan Echifor sau v-ați așa după nu. ce a plecat de, de funcția deci de Eu, eu n-am fost, fost supărat niciodată pe Dan Echifor și trebuie să spun lucrul ăsta pentru că dacă am avut ceva în privat mă truiesc, că poate am avut o oarecare supărare. Și să vă spun și de unde a apărut supărarea respectivă că în plan privat aș spune totuși că ați spus mm. că am avut o supărare. Știți deci eu cu vreo două, trei săptămâni înainte de alegeri, pentru că el urma să devină prim vicepreședinte, cum era și discutat, am început să-l prezint, să prezint organizațiilor locale. Nu știau, hai să, ce să spunem, nu știau. Nu, nu știau avut... ce? Nu, nu știau nici Anul pe, domnul, nu știau pe, pe domnul. domnul. Deci eu am spus și repet, știau prefectul. Nu știau pe Dan Nichifor. Acum am și văzut zilele trecute că bine ați venit, domnule, fost prefect Dan Șlincu. Cineva l-a confundat efectiv prin de viziune. Încă nu am apucat ca numele doamne Chifor să se să capete consistența necesară, dar o să în continuare cu muncă, cu participarea la organizația municipală, la organizația județeană și n-am terminat să vă spun ce am fost oarecum supărat. Pentru că în periplul respectiv, deci în periplul respectiv este acum un an și mai puțin de un an, e mai puțin de un an, Până asta, pentru că în iunie s-a întâmplat asta, făceam câte 5, 6, 7 oate ori pe zi. Unde mergeam în vis, un prefect, nu știu ce, uitați, echipă, mergem împreună, eu candidez la președinte, dumneavoastră prin prim vicepreședinte. În acest periplu, cam cu o săptămână înainte de a, ca dumnealui, în într-o sâmbătă, dumneavoastră, s-a răzgândit și a depus candidatura, în duminica dinainte a fost, era hram la mine la țară, la Smărdan. Și am fost împreună cu dumnealui, mama ne-a primit, ne-a servit și recituri, mă, mă ligă, e caldă, nu știu ce. Și după aia, mama urmărind televizorul, mă întreabă, piste o măi băieți, dar cum se poate să și fel de oameni sunt dat voi? Omului, nu? exact, și mă fel mă de mă oameni sunteți voi, știți? Și atunci am simțit, am avut într-adevăr un sentiment așa de... Dacă vreți să vă spun, nu, nu, a fost sentiment de frustrare, a fost un sentiment de rușine față de mama. A, a, fost un moment. v simțit trădat cumva? M-am simțit trădat la momentul uh -huh. respectiv, da. Și trădat cumva, nu neapărat de domnul Nechifur, ci și de prostia mea. Să amestec politicul cu... Am... am, spus că oară nu fac lucrul ăsta. Nu mai chemați la niciodată, înțeleg, nu? <laughs> da, mă <laughs> exact Oocum, ap a... Apropo de asta, ar trebui să fie invitat dumneavoastră <laughs> la restură din mama. Nu pot să le invit eu.